analizele probelor prelevate de către epidemiologii Direcției de Sănătate Publică Buzău din bucătăria restaurantului de la Vulcanii Noroioși, acolo unde mai multe persoane au luat micul dejun și prânzul, iar mai târziu au ajuns la spital cu dureri abdominale și vărsături, au fost finalizate. Rezultatele arată că a fost toxinfecție alimentară cu stafilococ. Medicii au prelevat probe de la bucătăresele restaurantului, de la 18 persoane care făceau parte din grupul de cercetași din București, de la produsele servite clienților și de la mâncarea pe care aceștia o aveau la ei. Reprezentanții DSP Buzău spun că suspiciunea lor de toxinfecție alimentară a fost confirmată în contextul în care s-a descoperit o încărcătură microbiană substanțială pe mâinile bucătăreselor în brânza consumată la micul dejun de cercetași ajuns la spital, dar și la unul dintre pacienți. Având în vedere că acest stafilococ a fost dovedit în produs alimentar pe mâinile bucătăreselor, în coproculturile bucătăreselor și în coproculturile unui pacient, am menținut suspiciunea noastră inițială și anume de toxinfecție alimentară cu stafilococ. Controlul epidemiologilor Direcției de Sănătate Publică Buzău a fost dublat de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Economice ale IPJ Buzău și de inspectorii de la Protecția Consumatorului Buzău, care, în urma verificărilor, au decis suspendarea activității bucătăriei din cauza unui șir lung de nereguli. Între timp, toate problemele au fost remediate, iar activitatea bucătăriei a fost reluată. Reamintim că, în urmă cu o săptămână, 13 persoane, 11 copii și 2 adulți, cazate la campingul de la Vulcanii Noroioși, au ajuns la spital cu suspiciune de toxinfecție alimentară după ce au mâncat la restaurantul din zonă.